revenit. Aici mai am și eu o din asta tot de polistiren, care iarăși s-a rupt, să văd dacă mai pot lipi. Este de la Jumbo, un fel de cadou. Am să încerc să mai o lipesc. Că văd că s-a deslipit. Să văd ce mai pot repara, ce nu, te duc la tomberon. Apoi mai am această chestie. Dar n-are baterii? N-are? Cred că sunt gata. De la Penny a luat-o mama, parcă anul trecut lui Dario. Și se ridică ăsta în sus, dar cred că s-au terminat bateriile. Am să vă mai arăt când... Ba nu, sau? Trebuia să pus aici. Așa face. Când... Credeam că nu mai merge. Face foarte fain. Simpatic și atesta. Apoi mai am aici o cănuță, ce-am primit-o iarăși cadou. Am și uitat de asta, cum am găsit-o când am căutat, are lingură și capac. Apoi mai am aici un brăduț mic, ce l-am de mulți ani. Nu mai știu, de la Penny este, cred. Mai trebuie să-l aranjez. Este simpatic. Și el. Să văd cum le pun. Mai am un moșulache din ăsta alb. Ăsta l-am luat din GISC, chiar acum 2-3 ani, nu mai știu. Eu știu că l-am luat din GISC. Foarte fain. Apoi aici am niște betele. Am așa albe. Roz. Anul trecut am avut brad așa cu alb cu roz. Și acum cred că tot așa îl fac. Aici am o cizmuliță de asta. Așa. Apoi am un covor din ăsta de la Jumbo pentru brăduț. Este destul de mare, dar doar aici are desen, vi-l arăt doar așa. Găsiți la Jumbo, dar nu mai știu cât este, 20-30 de lei. Am văzut și anul ăsta. Am niște pungi. Ce aici mai am betele. Ca anii trecut aveam bradul așa cu albastru, cu gri. Și mai am betele de astea albastre. Multe. Dar să văd cum fac anul ăsta. Ăsta e albastru mai deschis. Și iarăși un albastru. Aia sunt de mulți ani. Da. Mai revin încă cu o parte. Am revenit, am mai scos o tură din dulap. Când, dacă știi ce este aici la mine, nu mai am loc unde să le pun. Astea le am de la Pepco, nu le mai scot, sunt așa cu baterii. Și au fost 30 de lei când le-am luat eu. Acum am văzut că sunt cu 10 lei. Eu le am, nu mai știu, de 3 ani, cred, sau de 4 ani, nu mai știu. Dar cred că mai merg și acum. Nu le mai scot din cutie. Aici am de la chinez un bec din ăsta cu dulie, un glob ce se învârte și luminează, scoate așa niște lumini. Am să vă arăt în clipul celălalt cum am decorat, când o să fie băgat în priză și funcționează. Apoi, aici mai am niște globuri, astea cred că le am de prin Penny, de mai mulți ani. Sunt 3 albastre, 3 pictate așa și 3 cu gri. Asta am luat-o, știu că anul trecut, de la Dedeman. Ce suport de lumânări, poate că a fost 30 de lei sau 50 de lei. Dar cred că îl mai găsit și anul ăsta. Se bagă așa în priză pentru a fi pus în geam sau pe masa de Crăciun. Are așa becuri. Și mi-a plăcut mult. Este de plastic. Apoi aici mai am niște decorațiuni, o lumânare cu Moș Crăciun, asta cred că e de la chinez, un de ăsta de la Trendy cred că l-am,
De mai mulți ani, iarăși. Încă o lumânare din asta mică, chiar o am de mult timp. Și aici mai am un suport din ăsta. Pentru decorare, pentru lumânare, aici pun lumânarea, stă așa. Stă, l-am iar de mulți ani. Apoi mai am o coroniță de asta. Și o să pun tot în geam, ce am de la Kik. Care au fost 10 lei, le găsiți acum dacă mergeți. Aici mai am niște globuri, că le-am depozitat prin cutie așa. Am așa albe, dar nu mai știu de unde le-am luat, și de prin Profi, de prin Auchan. Astea cred că sunt de pe la Profi, că sunt așa diferite. Dar din polistiren. Asta are așa blăniță și model. Și ăsta este așa, cu sclipici și cu om de zăpadă. Așa, și aici mai am niște frunzulițe. Astea cred că tot de la Profi le-am luat anul trecut sau cu 2 ani, nu mai știu. Cred că acum 2 ani. Că atunci l-am avut alb-alb brăduțul. Anul trecut l-am făcut în combinație alb cu roz. Sunt 4 la set, nu mai știu, sau câte 2 era un set. Sunt cu sclipici. Păi aici am îngerașul ăsta simpatic de la Kik. Parcă a fost 15 lei sau 20. Puf, așa. Foarte drăguț. Adică mie toate mi se par drăguțe. Aici mai am un urs din ăsta, în această cutie de la jucăriile lui Dario. Ăsta. Îl am iarăși, nu mai știu, din Auchan sau de la Jumbo. Sper să nu-i distrug. Ca să se rup ușor. Ăsta simpatic. Dar cred că de la Auchan am luat. Apoi aici am niște cutii din astea de la Pepco. Asta a fost 5 lei, cred că le-am luat anul trecut. Și în ea iarăși am decorațiuni din astea. Am din asta ce se pune în pom. Este așa pe gri. Mai încă una cu clopoțel așa. Niște rândăște, așa cred că sunt de pe la chinez. Cu fundiță roz. Aici am niște globuri de astea mici albe de polistiren. Mai am un din asta. Și aici am niște ursuleți de ăștia, tot de polistiren. I-am avut în brădus. Nu-i mai scot pe restul. Sunt la fel. Și mai am o cutie mai mare. Care are model diferit. Asta a fost top play. Dar cred că mai sunt și anul ăsta, dar n-am mai luat cutii din astea. Dar simpatice. Aici am, cred că numai 2 rând din ăștia. Cred că tot la Pepco, transparenți. Și aici ce mai e? Steluțe de astea. Le-am avut și prin geam și prin brad. Că mi-a plăcut cum arată mare așa. Aici am niște fundițe albe. Multe fundițe albe. Mai am și niște flori din astea albe cu zurgălăi. Deci tot așa sunt. Și fac că mai am o fundiță cu sclipici pe gri, așa. Da. Așa. Iar aici am un carusel din ăsta de la Jumbo. Care parcă cântă. Este așa de lemn. Cred că le găsesc și acum, nu știu. Am revenit și cu ultimele cutii. Sper să nu vă plictisesc prea tare.
Da, cam astea de curățenile mele, ce le-am adunat de câțiva ani. Încoace, tot am cumpărat și s-au adunat. Mai am aici o coruniță de asta mică, așa simplă, din polistiren. Aici, astea cred că de pe la Pepco. O steluță de asta de ceramică. Am să le desfac și să revin, că mi-am multit o parte din ele, să vi le arăt. Am această pară de la Jumbo. Bine, se poate folosi și în restul anului, dar eu doar la Crăciun am folosit-o. Apoi am aici niște suporturi de astea de lumânare. Astea parcă sunt de la Oriflame, le-am luat cu ceva timp. Și niște lumânări. Mai am una așa mai mare pe gri. Apoi aici am niște lumânări din astea micuțe. Com de zăpadă. Asta este cu baterii. Dar nu pot aprinde acum. Am o grămadă de cutii. Asta o am de la Tuși. Tuși, dacă te uiți, te pupăm. Mi-a adus-o din Austria. Foarte faină. Decorațiunea asta. Aici mai am un din asta de mult, iarăși de la Penny, de mulți ani, cutie muzicală. Era cu bomboane și cred că am să pun iarăși bomboane în ea. Deci asta cred că o am de 10 ani sau mai bine. Apoi aici mai am o cutie de asta de la Milka, ce pot depozita iarăși diverse. Aici mai am un ornament din ăsta simpatic, care nu l-am desfăcut. Și poate o să-l ofer cadou anul ăsta cuiva. Cam atâtea decorațiuni. Mai trebuie să fac ceva cu ele. Aici mai este o chestie de asta albă. Aici am și un ăsta de lipit. Da, s-a muiat. Nu știu ce naiba s-a întâmplat cu el. Cred că o să-l arunc. Că-mi curge aici. Era un om de zăpadă ce se lipea pe geam. Și văd că s-a topit. Ce este făcut? Categoric cred că-l arunc. Am și uns acum pe mâini. Apoi aici mai am un produs din ăsta de la Pepco. Luminează, nu știu dacă se vede. Pe argintiu. O căsuță de asta ce iarăși luminează. Da, nu se vede. Este tot de la Pepco. Mai eu de astea cred că o am tot de la Trendy de foarte mulți ani. Trebuie să opresc să mă șterg pe mâini, că sunt foarte unsă. Zați, am revenit din nou. Mai am un glob din ăsta muzical. De la Jumbo, parcă. Cu niște rend, cu fâlgi. Îmi place mult combinația asta de argintiu cu alb. Aici mai am niște de astea de lemn pentru a fi puse în brăduț sau oriunde. Aici tot de la Jumbo am acest omuleț de lemn, nu știu cum se cheamă, dar l-am de mulți ani. Mai am un din ăsta pentru vârful bradului, mai zic că aveam și cu albastru, văd anul ăsta cum îl fac. Aici mai am un ren, tot de la Pepco cred că este, pe argintiu. Aici mai am un brăduț pe auriu cu sclipici de la Jumbo de mulți ani. Trebuie să-l dau și pe ăsta cu fixativ. Că cade. Cade, scuze. Aici mai am o lumânare de asta. Ce am ars-o puțin anul trecut. Cred că am luat-o din Profi. Că avea multe decorațiuni. Dar miroase super la vanilă. Foarte fain. Și mi-a plăcut așa cum o arătat. Aici mai am o lumânare, nu mai știu de unde este, la Pepco. Asta nu am ars-o, foloseam așa ca decor. Și are un mesaj fain aici, nu l-am rupt acela. Aici mai am un vârf de brad alb cu sclipici.
această steluță de lemn, parcă o am de la Roxana Sidoreac, directorul meu Oriflame. Dacă se uită, o pup și mulțumesc mult, o să păstrez ca amintire. Și mai am o baterie, lumânare de asta mică cu baterie. Așa, și mai am 3 cutii și vă las în pace. Singur v-am plictisit. Aici am un set de globuri de astea albe, nu le mai desfac. Aici de la Pepco iarăși un set din ăsta de globuri cu unicorn, alb cu roz. Aici am niște reni din ăștia pentru brad iarăși, nu mai știu de la Jumbo. Și niște fulgi albi. Aici mai am de la Pepco, fă că ăștia au fost o play, niște inimioare roz. Astea sunt de la Pepco, niște păsărici, păsărele, vrăbiuțe, pentru brăduț. Le-am luat anul trecut, parcă, și-au fost 4 lei una, nu știu dacă se mai găsesc. Aici are niște globuri, cred că se vede. Aici am, asta cred că de la Profi, niște brăduți. Aici am brăduț cu îngeraș, 2 îngeraș și iar brăduț cu îngeraș. Asta cred că le-am luat din Prof pentru brad. Mie îmi place să fie așa încărcat. Și astea chiar din anii trecuți, cu albastru și cu argintiu globuri. Foarte multe. Fără număr. Bine că puteți să aveți și un Crăciun fericit și fără decorațiuni, dar eu am făcut o pasiune pentru ele. Asta mi-a luat-o, cred că mai că mi-a anul trecut, nici n-am folosit-o, instalația, dar e bună să fie acolo. Aici are și niște globuri, deci astea sunt din anii trecuți. Să le mai iau de aici. Așa. Mai am 2 cutii și vă las. Astea iară le am de mulți ani. Asta mi s-a făcut urâtă, nu știu dacă pot să o curăț. S-a negrit pe aici, s-a pătat, nu știu ce, a curs ceva pe ea. O am de foarte mulți ani această căsuță. Aici pot depune o lumânare. Să văd dacă se poate curăța. Dar este drăguță. Cred că asta o am de vreo 15 ani, dacă nu mă șer. Sau mai bine. Aici, asta iar o am de mult timp. Un Moș Crăciun cu săniuță. Am o lumânare aici. Asta iar s-a pătat. Iarăși o am de poate 10 ani. Să văd dacă se mai poate curăța. Fă că este pătată. Nu știu ce s-a întâmplat. Dar tot suport pentru lumânare este. Și aici mai am o lumânare din asta cu brăduț. Astea le am de pe la magazinul chinezesc. Și aici mai am o farfurie de asta. Văd ce decorațiuni pun pe ea. Văd că era aici. Da, să văd unde le mai pun. Să nu le spart. Și mai am ultimul cutie și gata, vă las. Văd că mai am un set din ăsta de la Jumbo, de lumânări. Aici iarăși am globulețe, mărgeluțe, un con, o lumânare și un brăduț din ăsta de ceramică. Nu le mai scot. Aici iarăși am albe cu sclipici argintiu. Globuri de la Pepco au fost 10 lei. Cred că le-am luat anul trecut sau cu 2 ani. Am niște globuri cu un icon așa cu roz. Astea știu sigur că le-am luat anul trecut. Și a fost 10 lei o cutie de asta. Am luat 2 așa. Apoi aici mai am o decorație din asta. Ce se pune în geam. Asta cred că este de la Jumbo. Este așa cu pietre. Dar și asta, văd că mi s-a deslipit. Am rupt-o acum. Trebuie să o lipesc. S-a deslipit de pe spate de aici.
Da, este superbă. Așa. Aici am văzut că mai am și ăsta e rupt. Să văd dacă se mai poate lipi, dar de fapt asta este o lumânare care o am iar de mult timp, din Jumbo, cred. Și văd că abia se mai ține vârful aici, așa. Se leagănă un pic. Aici mai am un clopoțel cu un geraș. Ăsta l-am de la mănăstire, de aici, de la noi, de la mănăstirea Sfântului Ilie. Mai aveam unul pe verde, dar mi l-a spart nepoțica mea. Dar este drăguț. Sper să reziste, să nu mi-l spargă Dario. Să-l pun undeva pe aici. Și mai am niște globuri și v-am lăsat. Am un set din asta așa cu sclipici pe roz. Două seturi din astea de la Pepco, care a fost Oplay, cu mărgeluțe, faine. Și mai un set așa, cred că l-am luat de la chinez, cu 10,90 lei. Deja, dragii mei, în sfârșit am terminat. Nu cred că ați vrea să știți că e plin de cutii pe aici, de ornamente. Deci cam ăsta a fost clipul meu cu colecția mea de decorațiuni pentru iarnă. Dacă v-a plăcut și vouă, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal. Vă pup, la revedere!